Bună seara, suntem la o nouă emisiune Pelerin prin viață la MyTV Deva. Invitatul meu din această seară este arhimandrit Andrei Coroian, preot slujitor la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați revenit la noi, părinte! Bună seara și bine v-am regăsit! Tema emisiunii de astăzi este prima duminică din post, din cele 6 duminici care ne apropie ușor de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea, părinte, să vorbim despre prima duminică din post și despre ceea ce ar trebui să facă credincioșii ortodoxi în această perioadă. Da, mai întâi, prima duminică din post vine după o săptămână așa numită săptămână de ajun sau o săptămână specială, prima săptămână din post, este o săptămână canonului celui mare. Adică, în prima săptămână din post se ține un post mai aspru. Adică, așa cum în săptămâna mare se postește în cinstea Mirelui Hristos, cu care ne unim la Duminica Floriilor și pe care îl însoțim fiecare după măsurile noastre în săptămâna mare. Și așa cum atunci în acea săptămână este de ajun, se mănâncă doar seara, hrană uscată odată pe zi seara, iar de joi cine poate nu mai mănâncă nimic și să sunt cele 3 zile de ajun, tot așa și în prima săptămână este o săptămână de ajun în care în mănăstiri, aici la noi în țară, nu se mănâncă primele 3 zile, deci primele 3 zile sunt zile de ajun, nu se mănâncă nimic, sau cine nu poate mănâncă seara puțin, și în Sfântul Munte Atos nu se mănâncă nimic primele 5 zile, până vineri, nu se mănâncă nimic, nici nu vorbesc în prima săptămână, nu răspund nici la telefoane, este o săptămână dedicată rugăciunii și este cea mai intensă săptămână de pocăință din perioada postului. Deci adică prima săptămână. Prima săptămână este. Da. Este săptămâna cea mai importantă din perioada postului, prima săptămână de intensă pocăință și ea, practic, culminează cu participarea la slujbe primele 5 zile, de să participă la slujba Fave Cerniței Mari, în cadrul căreia se face Canonul cel Mare. Este o slujbă unică în an, deci Canonul cel Mare a Sfântului Andrei Criteanu este cea mai bogată imnografie a bisericii noastre, cea mai bogată slujbă, practic un canon, o alcătuire imnografică de aproape 400 de tropare sau de strofe are în întregime. Da. Și el cuprinde, deci prin această alcătuire, practic toate posibilitățile virtuții pe care le poate împlini un om și toate posibilitățile căderii păcatului pe care le poate trăi un om. Și, sigur, cu un geniu poetic, poate unic în toată istoria bisericii, sunt Andrei Criteanu, care a fost arhiepiscop al Cretei, al insulei Creta, și călugării la Sfântul Mormân la Ierusalim, alcătuit, se pare că la vârsta bătrâneții, acest canon, o alcătuire în care, practic, ia exemple antinomice, deci pozitive, negative, începând de la căderea lui Adam, de la primii fii, Cain și Abel, modelul lui Abel, care e păstorul cel nevinovat și care aduce lui Dumnezeu jertfă curată, și Cain, care este lucrătorul de pământ, dar care nu este sincer și duce lui Dumnezeu jertfe, adică cei prisosește lui, ce nu-i trebuie lui, nu-i duce cei mai bun lui Dumnezeu, adică nu-i dăruiești lui celui iubit, trebuie să-i dăruiești ce ai tu mai bun, mai frumos. Și aceasta trezește invidia lui Cain și din invidie, printr-o viclenie, îl cheamă la câmp chipurile să jertfească împreună lui Dumnezeu și acolo îl ucide. Și este prima ucidere din lume. Și după aceea, sigur, pământul care era pur, virgin, pământul din care a fost creat, devine pătat de sângele uciderii de frate. Și, practic, de aici începe istoria noastră păcătoasă, istoria păcatului în care trăim și astăzi. Și Sfântul Andrei, practic,
îi spune prin exemple pozitive și negative din toată Scriptura Vechiului Testament, îi spune această dinamică, această mișcare a binelui cât există. Există un fir de lumină în istoria al bunătății, al credinței, și există un dinamica răului, dinamica distrugerii, dinamica căderii, a declanșării, de străbălării păcatului, care merge în istorie. Și sigur că ele toate au această concluzie, ca să iei exemplu bun al lui Abel, să nu iei exemplu lui Cain, să iei exemplu lui David, care s-a pocăit, să nu iei exemplu lui Ahitofel, care a rău, și a altora care nu s-au pocăit, și practic slujba aceasta este în așa fel făcută. Este foarte important, practic, nu se poate trăi bucuria postului și nu se poate practic intra în post fără trăirea acestui canon și cunoașterea acestui canon care se face în biserică, pentru că postul mare este de fapt o replică omenească la postul celor 40 de zile pe care Domnul Iisus Hristos l-a ținut de dragul nostru în pustia Carantaniei. Că el, după ce s-a botezat și a revelat dumnezeirea, s-a descoperit dumnezeirea la râul Iordan, ca fiu al Tatălui, Tatăl a mărturisit din cer, Duhul Sfânt a pogorât peste el în chip de porumbel, el iese în lume și o primă biruință, dar triplă biruință pe care are-o asupra Satanei este în pustia Carantaniei. Nu mănâncă nimic 40 de zile și el, după aceea, flămânzind, Satana îl ispitește. Mai întâi să prefacă pietrele în pâi. Și e sigur că el îi răspunde la un mod adânc, nu doar cu pâine va trăi omul. Adică ce înseamnă asta? Dumnezeu, care a creat totul din nimic, nu are nevoie să schimbe firea unei materii într-altă materie. Aceasta e o minune simplă, simplistă. Da. Și Dumnezeu poate să creeze altceva. Adică, și sigur, și Dumnezeu nu s-a coborât la nivelul lui simplist, nici în felul acesta. Sigur, în primul rând că era ispită, dar în al doilea rând i-a arătat că, de fapt, cât e de simplist și de redus Satana. Și atunci, sigur, și l-a biruit prin aceasta, practic s-a redeschis raiul, ori postul este, de fapt, o lupta noastră de redobândirea raiului. Prin post ne-a pus ce stăpânul, ce Sfânt Efrem Sirul, care putea să biruiască prin orice altceva pe Satana, să biruiască moartea, a pus bisericii meterezul postului, ca prin post noi să revenim în paradisul pierdut. Și sigur să intrăm nu doar în raiul exterior, cum zice tot Sfântul Efrem, în primul rai care era Adam, ci și în raiul interior, în Sfânta Sfintelor, unde este pomul vieții. Sfânta Sfintelor este pomul vieții, acolo pomul vieții era de fapt Hristos, adică acolo ne împărtășim cu Hristos. Și sigur, doar în înțelegerea aceasta adâncă, practic, a relației noastre cu Hristos face postul folositor. Adică noi postim doar așa ca să nu mâncăm sau din niște considerente omenești, da, ci postim pentru ca să răspundem iubirii celui ce a postit de dragul nostru, a însetat de dragul nostru, a flămânzit de dragul nostru și care s-a răstignit de dragul nostru, adică a murit, răstignit, bătut, scuipat, omorât pe cruce de dragul nostru și a omorât moartea, mi-a sânghiat de dragul nostru și a înviat din morți. Și acesta e scopul postului, practic. Și deci în acest context, după aceea, trebuie înțelese și cele 6 duminici ale postului, prin care noi înaintăm spre unirea cu Hristos, cel care se răstignește și moare și înviază pentru noi. Postul impune și alte lucruri pe lângă abstinența de la mâncare. Cred că trebuie să ai o anumită conduită, să te spovedești, să-ți faci o introspecție, să vezi ce ar trebui să probabil să mai schimbi ca să te apropii mai mult de Dumnezeu. Da. Mai întâi, precum sufletul este mai important decât trupul, cerul este mai important decât pământul, adică spiritul mai important decât materia, tot atât de important este postul spiritual în favoarea celui postului material. Adică noi, înainte de toate, postim spiritual.
Ori postul spiritual înseamnă, de fapt, o hrană spirituală. Noi, în perioada aceasta a postului, împuținăm hrana materială, care o împuținăm la limita cumpătării. Nu trebuie să exagerăm, că nu asta e important până la urmă. Dar încercăm să nu hrănim sufletul nostru cu o surogatul sau o travă a păcatului. Adică, fără să ascultăm bârfe, cuvinte nepotrivite, cuvinte deșarte, mincinoase. Vedeți că e plină lumea aceasta de cuvinte fără sens, fără rost. Exact. Chiar asta, fără sens. Da. Care nu hrănesc sufletul sau îl hrănesc exact cum îl hrănește un surogat, care îl slăbește organismul. Un surogat nu întărește organismul dacă bem un ceva contrafăcut, ci slăbește organismul. Oi tot așa, hrănind sufletul, ascultând lucruri contrafăcute, lucruri neadevărate, slăbește sufletul, sufletul întărește. Și atunci noi trebuie să întărim sufletul. Perioada postului este o perioadă de subțiere a trupului pentru a-l face transparent și a-l face capabil de spiritualizare și este mai ales trăim o spiritualizare a sufletului. Adică noi întărim sufletul. În perioada postului întărim sufletul mai mult, îl întărim prin hrană spirituală. O hrană aceasta spirituală este, așa cum a zis, în primul rând Sfânta Împărtășanie și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, deci care e în Sfânta Împărtășanie, ni se dă sub diferite ipostaze, adică ni se dă ca și cuvânt vorbit, ca și cuvânt scris, ca și cuvânt cântat, ca și cuvânt pictat, ca icoană. Are mai multe trepte și apoi sub trupul și sângele Domnului. Ca să ne curățăm sufletul și să ne-l vindecăm și să-l facem să fie deschis către Dumnezeu, trebuie să facem această spovedanie și aș vrea să ne vorbiți puțin despre spovedanie și cum trebuie făcută și că trebuie făcută strict și că aici cred că nu mai este cale de întoarcere să nu spui tot sau cred că este un păcat mai mare. Oamenii cred că ar trebui să știe lucrurile astea, că trebuie să-și curățească sufletul și să spună tot cu chiar lipsiți de rețineri și de alte lucruri, pentru că asta este foarte, foarte important. Da, mai întâi, acum aici două aspecte, două puncte. Da. Pentru cei care trăiesc în biserică și participă regulat la Sfintele Slujbe, adică în fiecare duminică participă la slujbele peste săptămână, la Sfântul Mazu, cum avem noi, câteva sute de persoane, la slujba canonului, acum în perioada prima săptămână în post, participă în fiecare zi. Pentru cei care participă, este doar lupta aceasta ca în afara slujbelor bisericii, în afara spațiului sacru, să-și păstreze mintea curată, mintea liniștită, sufletul liniștit și aceasta prin rugăciune, prin meditație și prin citire de cărți sfinte. Zice Sfântul Efrem Siru că fericita turma lui Hristos, turma lui Hristos în perioada postului petrece la pășunea dumnezeieștilor cărți. Pentru că dacă în locul informațiilor zilnice, care le avem în presă, în televiziune, în radio, internet, noi nu oferim ceva sufletului, o hrană adevărată, care este prin citirea dumnezeieștilor cărți, Sfânta Scriptură, prologe, învățăturile Sfinților Părinți, saltirea, acatiste, ceasul, dacă noi nu oferim, noi prin aceasta practic nu hrănim sufletul, nu-l întărim și nu-l facem ca să urce duhovnicește, știți, spre Dumnezeu. Asta un aspect. Apoi pentru cei care vin cumva din afară, care nu sunt că inițiați în biserică, adică nu sunt creștini practicanți, cum să zic, nu sunt închinoviați, înregimentați în biserică, adică care să vină regulat la slujbe în fiecare duminică sărbătoare sau chiar peste săptămână, două, trei ori, să aibă un program de rugăciune zilnic, rugăciune dimineață, de seară, să participe la canon, la principalele slujbe de peste an, care sunt cum e acum canonul mare sau săptămâna mare, denile. Pentru aceștia, sigur că trebuie o trecere, adică spovedania aceasta care se face, sigur, ea trebuie să fie cumva nu doar
întotdeauna când faci o baie a sufletului, să faci cu gândul să te păstrezi cât mai mult curat sau dacă s-ar putea să nu te mai murdărești. Da. Adică să nu faci cu gândul că bine, acum mă curățesc, da, și peste o jumătate de oră sau peste o zi iar mă murdăresc și iar să mă spăl. Sigur că Dumnezeu tocmai pentru aceasta ne-a dat taina spovedaniei, știind că noi nu putem să ne păstrăm curați, cum nu ne putem păstra nici fizic. La două, trei zile, vedeți, cel, da, mult trebuie să faci duș, să te speli pentru că transpiri. Sau... Da. Tot așa este și sufletește, adică vrând nevrând, auzi vorbe nepotrivite care întinează sufletul, vin gânduri nepotrivite și pentru asta ai nevoie de taina spovedaniei. Dar sigur că spovedania de păcate grele, și aceasta e practic cumva nuanța care trebuie să o deosebim, adică spovedania de păcate grele trebuie să fie o singură dată în viață. Adică dacă ai făcut un păcat de moarte, curvie, prea curvie, sau ții minte rău sau ești în ceartă cu cineva, nu vorbești cu el sau așa, acestea trec imediat odată pentru totdeauna, adică lucrurile acestea care sunt păcate de moarte, ele trebuie tăiat și gata, te-ai împăcat și nu mai cultivi, că altfel adică ești cumva, adică te-ai înscris la școală și după aceea îți ceri să fii exclus din școală și iară te înscrii și iară ceri să fii exclus, da, și ceva care nu-ți folosește, știți, da. Deci spovedania, pe lângă faptul că trebuie făcută, trebuie și înțeleasă la modul că, da, ai făcut-o acum și cât mai mult să respecti ceea ce nu ai, da, voie, bine, să faci, și la fiecare spovedanie practic să ai tot mai puține lucruri de spus, da, în sensul că ai făcut tot mai puține păcate. Da. Ia spovedania, are trei etape prin care trebuie să trecem neapărat. Este o spovedanie care o facem personal lui Dumnezeu. Fiecare, vedeți, în rugăciunea a treia de seară, din rugăciunea de seară, rugăciunea către Duhul Sfânt, există acea mărturisire. Împărate, ceresc Duhurile adevărate, iartă-mi păcatele câte le-am făcut în această zi cu cuvântul, cu lucrul sau cu gând. S-au mințit, sau vorbe nepotrivite am vorbit, sau de lucruri necuvincioase mi-au adus aminte, sau am părât, sau am mințit, sau prea m-am săturat. Că lucrurile acestea care se întâmplă zilnic, sau deci spovedania aceasta trebuie să o avem zilnică, față de Dumnezeu. Și întotdeauna când ne hotărâm spovedanie întâi, ne facem rechizitoriu, dacă vrem, al conștiinței în fața lui Dumnezeu și în fața noastră. Și facem această măturisire, acest exercițiu de măturisire în fața lui Dumnezeu, care împacă conștiința noastră. Împacă... Și apoi, după ce o facem, exact ca și cum acasă repeți o lecție, adică înveți luceafurul pe de rost, îl repeți, mai repeți o dată și când crezi că deja îl stăpânești, atunci te duci la examenul public. Cumva. Adică așa e și spovedania, adică ea când știi exact, deja uite de ce mă căiesc, că știu, atunci fac spovedania publică, pentru că spovedania la preot este de fapt spovedania publică, care în primele veacuri se făcea publică în fața, da, preotului și a întregii comunități. Așa era spovedania mai de mult. De asta și, ai, foarte important, există, poate o să ajungem la Duminica Patra, da, de acolo, cu Sfântul Ioan Scăraru, dă un exemplu despre un fost șef de bandă de tâlhari, care s-a făcut călugăr la mănăstirea Sfânta Ecaterină în Muntele de Sinai și care s-a spovedit și când s-a spovedit, starețul i-a spus, i-a cerut o spovedanie. Sigur, el făcuse păcate multe, grele, împotriva firii. Și a spus, zice, poți să faci spovedania asta duminică în biserică, când biserica este plină, din amvon, adică în fața la, da, 500-1000 de oameni. Și a zice, părinte, stai, pot să o fac și în mijlocul cetății de Alexandru, adică în mijlocul Alexandriei. Cum a spune astăzi, pot să fac o spovedanie chiar pe postul național de televiziune. Și atunci, sigur, când a văzut că el e hotărât ca să debaraseze odată pentru totdeauna de păcatul lui, atunci l-a primit și, sigur, și el s-a schimbat și a ajuns călugăr care a trăit o viață sfântă în continuare. Ați amintit de conștiință. Conștiința este unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă oamenilor. Adică în funcție de conștiința noastră, noi avem un anumit comportament, atât vis-a-vis de semenii noștri, cât și față de biserică și mai ales față de Dumnezeu. Adică
conștiința ne ajută pe unii să facem lucrurile așa cum ar trebui ele să decurgă și să le facem, iar pe alții îi... Da, conștiința este partea cea mai adâncă a sufletului. Venea să zic că e partea inalterabilă a sufletului, dar nu e chiar inalterabilă, că și ea până la urmă se pervertește și poate fi pervertită din nefericire. Iată, vedem și conștiințe pervertite, dar ea totuși e partea cea mai adâncă a sufletului, cea mai pură, și practic ea este primul, conștiința noastră este primul apostol și evanghelist care ne cheamă pe noi la Dumnezeu. Noi avem, dacă am ascultat de glas conștiințe din copilărie, până ea e curată, pură, am ascultat 100%, noi am merge pe o cale a sfințeniei. Părintele Arsenie descrie 5 chemări, 5 moduri de a-L chema Dumnezeu pe om. Și zice, prima este glasul conștiinței, care dacă asculți glasul conștiinței din copilărie, atunci trăiești fericit cu Dumnezeu. A doua este chemarea bisericii, prin gura preoților, prin chemarea bisericii. A treia este chemarea necazurilor, că dai de necazuri ispite. Majoritatea dintre noi poate ajunge la Dumnezeu după ce se înfundă lucrurile orizontale. Și apoi celelalte bolile grele, războaiele și în sfârșit chemarea la judecată, partea a cincea, chemarea a cincea. Și, deci, conștiința, sigur că ea trebuie păstrată curată, adică să o păstrăm curată cumva, adică să păstrează curată prin faptul să nu faci păcatele grele de moarte, adică să nu calci în picioare credința, nădejdea, dragoste de Dumnezeu, smerenia, cuvința, lucrurile acestea, respectul firii, adică nu poți să... că firea reprezintă legile imobile ale lui Dumnezeu. Și dacă păstrezi, adică conștiința respectând legile lui Dumnezeu, conștiința se păstrează curată și practic în conștiință noi avem toată legea lui Dumnezeu. Și atunci poți să te păstrezi, să te conduci după conștiință, pentru că conștiința are această memorie ancestrală a întregii legi a lui Dumnezeu. De asta vedeți Sfânta Maria Egipteanca, care a fost o prostituată, ce-am numim noi în zilele noastre, de la 12 ani fugită de acasă, tânără, frumoasă, 17 ani de practicarea păcatului public, și când s-a convertit, sigur, printr-o intervenție a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a trăit 47 de ani în pustia Iordanului, fără să fi făcut școală vreodată, că dacă a făcut de micuță, săraca, păcat, n-a făcut școală, dar atunci când Sfântul Zosim a întâlnit-o după 47 de ani, deci plus 29, deci iată, ea avea în jur de 90 de ani, deci ea știa Sfânta Scriptură pe din afară, fără să o fi citit vreodată. Deci ajunsese la o stare de rugăciune încât ea se hrănea doar cu harul lui Dumnezeu, deci treapta a șaptea rugăciune, când se ruga a văzut un aer, un metru de la pământ, deci levitate, ceea ce numim termeni moderni, esoterici, și mai mult decât atât, deci ea ajungea încât și-a cunoscut sfârșitul și cunoștea ce se petrece în lume fără ca ea să vadă de acolo din pustie, fără să aibă mijloace de informație, și iată că prin conștiință ea deci cunoștea legea lui Dumnezeu desăvârșit și cunoștea și ceea ce se petrece în lume. Aș vrea să, dacă vreți să le transmiteți ceva creștinilor ortodoxi pentru prima duminică. Da, mai întâi deci să știm că prima duminică din post este numită Duminica Ortodoxiei, pentru că după 7 secole, deci în anul 325 a fost primul sinod ecumenic la Nicea, iar în 381 al doilea sinod ecumenic la Constantinopol, atunci s-au alcătuit primele 12, respectiv 5 articole ale crezului, ale simbolului de credință pe care noi mărturisim în biserică. Deci noi mărturisim credința într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, într-o sfântă biserică, una, într-un singur botez și așteptând învierea morților și viața ce va să fie, adică viața desăvârșită. Ei, în secolele 6-7, chiar 8, au apărut o erezie datorită faptului că a apărut islamul și au ajuns aproape 150 de ani împărați ai Bizanțului, împărați ai Imperiului de Răsărit, au fost
oameni, unii chiar din lumea islamică, din Siria, din lumea... Ei, aceștia nu puteau concepe icoana. Ei, ce este icoana? Încă din primele veacuri de Sfântul Apostol și Evanghelist, Luca este primul care a pictat primele icoanele Sfântului Apostol Petru și Pavel și icoanele Maicii Domnului, mai multe care le avem și astăzi unele. Vladimir, care este la muzeul, la Galeria Tretiakov în Moscova, care este pictată pe tabla de masă pe care mânca Domnul Iisus Hristos cu Sfântul Iosif și cu Maica Domnului și care a fost făcută de Sfântul Iosif împreună cu pruncul și cu copilul Iisus. Icoana, ei au venit cu religia Vechiului Testament că Dumnezeu nu poate fi reprezentat. Da. Ori aceasta nu a fost valabilă până la întruparea lui Hristos. Dumnezeu, într-adevăr, fiind nevăzut, abstract, cum am spune, nu se putea reprezenta. Dar din moment ce Dumnezeu s-a întrupat, a luat trup omenesc, El s-a făcut vizibil, El este icoana Tatălui pe pământ. Și atunci, din momentul ce El s-a întrupat, El poate fi reprezentat. Și de aceea noi, biserica, avem icoanele, avem picturi. Ei, apărând această erezie, a fost al șaptelea sinod ecumenii, la 787, în care s-a restabilit cultul icoanelor după 150 de ani aproape, în care icoanele au fost arse, distruse, au murit mii de creștini, în special călugări, oștea Sfântului Teodor Studitul, care avea peste 10.000 de monahi, au fost întemnițați, bătuți, chingiuiți și excluși din biserică datorită cultului icoanelor. Și atunci, la anul 843, deci aproape la 50 de ani, s-a făcut nu un al optelea sinod ecumenic, ci un sinod tot așa general, în care s-a hotărât ca prima duminică din postul mare să fie numită Duminica Ortodoxiei, Duminica Dreptei Credințe. Ortodoxia este firea omului, adică așa cum a lăsat Dumnezeu lucrurile, în modul firesc. Firea omului și să fie cinstite icoanele, să se facă în toate bisericii din lume procesiuni cu sfintele icoane pe străzi, să se măturisească ortodoxia, deci care a triumfat la sinodul al 7-lea, 787, și acum la 843 s-a creat această sărbătoare, și să fie blestemați toți ereticii, să citesc în Biserica Greacă în special, așa zisele anateme, în care sunt anatemizați de la Arie, Macedonie, toți ereticii din biserică. Și de aceasta este o duminică a triumfului ortodoxiei, adică triumfului adevărului. Sigur că noi nu putem să avem o dreaptă trăire, ortopraxie numită, dacă nu avem și ortodoxia, adică dreaptă cunoaștere și dreaptă lauda lui Dumnezeu. De aceea e important. De aceea, după prima săptămână de post, deci prima duminică este duminica ortodoxiei. Vă mulțumesc, părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Vă doresc multă sănătate și aștept să ne reîntâlnim, să vorbim despre a doua duminică din post. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Sunt Dacia Teodorescu de la MyTV Deva. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!